Copiii stau acasă, dar părinții trebuie să dea bani la after school sau grădiniță. Avocații atrag atenția că este ilegal, dar cei care refuză să plătească se trezesc cu contractele reziliate și cu locurile pierdute. Rugăm foarte mult părinții care nu au achitat până acum taxa pentru luna aprilie să aibă bunăvoința de a face acest lucru pentru a putea să mergem mai departe. Așa sună mesajul primit de părinții copiilor înscriși la o grădiniță privată din capitală. Cei mici sunt acasă din 11 martie, dar... Ei cer bani, taxa întreagă, adică cu masă, inclusiv masa, în condițiile în care copilul nu merge la grădiniță. Ei doresc să renoveze grădinița și au nevoie de susținerea noastră. Copiii noștri, de fapt, sunt niște săculeți cu bani. Părinții care refuză să plătească sunt puși la colț și pierde locul copiilor la grădiniță. Am fost căutat de vreo... cel puțin 15-20 de părinți prin telefon și plus mesajele pe care le-am primit. Vorbim de un management defectuos, un management care se bazează nu pe calitate, nu pe prestare de servicii, ci pur și simplu pe încasare de bani. Specialiștii recomandă ca părinții să verifice atent clauzele contractuale. Dacă nu este menționat că, în cazul unei situații de urgență, sunt obligați să plătească, pot refuza să achite taxa până la reînceperea cursurilor. Nu poți să mă obligi să-mi execut obligațiile contractuale, respectiv să-ți plătesc factura în condițiile în care tu nu ți le execuți pe ale tale. Este ilegal, este imoral și în același timp este abuziv. Alte școli private au redus taxele de școlarizare. Am făcut și o reducere substanțială a taxelor școlare de 40%, deoarece prioritatea mea acum este să existăm și după această criză, să ne acoperim cheltuielile generate de salarii. Dacă ar alege să beneficieze de ajutorul statului, unitățile școlare și-ar putea trimite angajații în șomaj tehnic. Din 219 unități particulare în capitală, 140 sunt grădinițe, 29 sunt școli primare, 11 sunt școli gimnaziale, 13 sunt școlile post-liceale, iar alte 21 sunt liceele. Potrivit Asociației Școlilor Private, în aceste unități de învățământ sunt înscriși 50.000 de elevi și preșcolari.